seara, dragi telespectatori, bine v-am găsit. Suntem la emisiunea Rădăcinii și invitatul meu de onoare, pot să spun, pentru că este pentru prima dată în fața camerei de la venirea de la Viena, este Ovidiu Popescu, consilierul cabinetului președintelui Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu. Ovidiu, ești un pic am obosit, dar n-ai putut refuza invitația mea. Onoarea este de partea mea, pentru că ne știm de atâta vreme și am și lucrat o bună perioadă împreună și sunt pentru prima dată în studioul ăsta. Corect. Vreau să te felicit. În primul și pe rând, tine și pe toată echipa. Și pe tine și pe toată echipa, dar în primul rând pe tine, pentru că știu cât suflet ai pus în tot demersul ăsta jurnalistic care se cheamă Ensat TV și cât suflet și câtă inimă și câtă dăruire. Mulțumesc mult! Deci chiar meritați toate laudele din punctul ăsta de vedere. Ați auzit echipa? Aș fi... Gata! Aș fi venit mai des dacă mă chemai. Asta e începutul, da, nu e nicio problemă. Da, cu mult începutul... drag. Cu mult drag, mai ales că îmi place și profilul general al postului, adică e ceva... E ceva cultură, ce simțim. Educație, exact, muzică, exact, divertisment. Exact, mai puțină... Da, eu după ce m-am îmbolnăvit de știri... Intoxicație politică, mai puțină intoxicație manelistică, scandalistică și așa mai departe. Umorul n-avem. Nu, viața are și o parte frumoasă, depinde... Sigur, are și o parte urâtă. Este exact ca în povestea aia, că până intrăm în discuția asta, nu pot să nu spun lucrul ăsta, ca în povestea aia cu cei doi lupi, cu bătrânul care îi spune copilului, zice, în tine vor fi mereu doi lupi, unul negru și unul alb. Lupul cel negru este acela în care ține în el toată răutatea, toată partea negativă a ta. Și lupul cel alb este lupul care îți dă bunătatea, îți dă candoarea, dragostea de oameni, tot ce ține de sensibilitate și de părțile pozitive ale unui om. Și zice, între ei se poartă mereu o luptă. Și atunci copilul întreabă cu candoarea lui, așa zice, bunicule, și care dintre cei doi lupi va învinge? Și bunicul îi răspunde, acela pe care îl vei hrăni. Corect. Ei, extraordinară. Cam asta pildă. Se întâmplă. Cam asta se întâmplă în lumea noastră de astăzi. Hrănim prin media tot răul lumii și ne așteptăm sau ne-am dorit ca să învingă partea binele. Bună. Nu spun acum că media nu și are locul ei bine determinat și că nu trebuie să spună răspicat ce trebuie spus. Să spună despre răutăți, despre, nu știu, derapaje, despre toate lucrurile rele. Și noi avem la emisiunea Viața Gorjului și la Panoramic, tratăm partea cealaltă, dar aia are... Da. O oră pe săptămână. The dark side o of the oră moon. Pe săptămână. Restul timp de 24 de ore pe zi suntem cu partea bună. O oră pe săptămână punctăm evenimentele foarte importante din Gorj, din țară și din lume. Doar într-o oră. E foarte bună. Lumea are nevoie de presă, are nevoie de critică. Nu reușește nimeni. Că discutam cu tot felul de oameni politici ani de zile și le spuneam, nu poate să existe cale dreaptă, nici în politică, nici în administrație, dacă nu ai pe cineva care să te atenționeze, să te tragă de mână, să te critici. Corect. Nu e nimeni a toate cunoscător. Da, este într-adevăr rolul presei câinele de pază al democrației, da. Dar în aceeași măsură rolul presei este și formator, nu doar pentru a informa, ci și pentru a forma, în primul rând. Și în al doilea rând, eu după 10 ani de presă, de investigații și eveniment, am constatat că omul are nevoie și de ceva care să-l liniștească, să-i creeze o stare de bine. Când vezi accidente, când vezi furturi, când vezi certuri între politicieni, nu poți să ai o stare de bine. Da, ai nevoie să fii informat, dar ai foarte mare nevoie de a-ți crea o stare de bine, pentru că prin viața ta pe care o duci, ai multe probleme. Cum faci să câștige lupul bun și nu cel rău?
Dacă rău e la tine, rău e în casă, Doamne ferește, nu, ai trebuie... probleme peste tot și la televizor vezi numai probleme. Trebuie să aflăm. Nu, trebuie să aflăm despre toate lucrurile astea, trebuie să aflăm. Și despre accidente, și despre bătăliile politice, și despre derapajele oamenilor publici și așa mai departe. Corect, dar noi ne-am dar ales una e a cealaltă. Afla și alta e a face asta într-un stil de înjurătură bulevardieră sau interesat sau a denomina, vreau să folosesc un cuvânt din de la bancheri, până la urmă nu știu, să duci cultura într-o zonă a suburbanului în care stai să vezi disputele dintre dacă ar fi între Doda Florea și Țața Leanca, cred că ar fi mult mai atractive. Da. Dar așa între dive, dar în fine nu facem între apologia dive... presei acum că asta e o poveste veche, și mai veche sunt, și mai sunt și alte și probleme. Nu se întâmplă numai în România și nu da. Nu e nimic nou în ce spunem noi aici. Deci concluzionăm. Mult succes în ceea ce faci și felicitări încă o dată. Mulțumim tare mult. Și pentru că tot vorbeam de cum tratează presa anumite evenimente, am văzut ceva tratamente apropo de evenimentul pe care vrem să-l discutăm, mod de a trata, care pe alocuri părea ciudat. Eu vreau să vedem această participare la Târgul Internațional de Turism de la Viena a Gorjului, care a fost în centrul atenției și tu ai fost acolo împreună cu colegii tăi de la Consiliul Județean, de la Doina Gorj, și nu numai de la Consiliul Județean, de la centrul, a fost de... o echipă mare de tot, o să vă povestesc. Da, da. Noi am văzut în mic, probabil, echipa de la Târgu de Turism București, unde am fost și noi. Aceea a fost o repetiție generală. Nu? Da. Și am văzut deja și din culise cât se muncește, câtă sincronizare, cât lume, cât personal al județului, dar hai să vedem ce s-a întâmplat la Viena și vom vedea și fotografii pe care am să te rog să le comentăm împreună. Ce a fost la București a fost cam 10%. Deci efortul depus la București a fost cam 10% din cât s-a muncit la Târgul de Turism de la Viena. Ia să vedem unde suntem aici. Suntem la Mese Viena, m-aș bucura dacă putem să rulăm mai încet ca să le și povestim. Din păcate, dacă se nu, poate. Sunt... Le vedem așa la rând. Da? Hai da, să mergem mai încet. E locul obișnuit unde se țin toate târgurile, fiecare oraș important are un asemenea loc, cum are și Bucureștiul Romexpo, așa e și la Viena acest Mese Viena. Târgul s-a chemat Ferien Mese, e un târg internațional de turism cu participare internațională. Ce vedem este standul României. Consiliul Județean Gorj a fost invitat anul acesta ca partener al Autorității Naționale pentru Turism în această acțiune de promovare. Participările în general, Autoritatea Națională pentru Turism participă la foarte multe târguri internaționale, că dacă nu ești acolo, nu existi. Corect. Dacă nu ești pe piață. N-are cum să știe lumea de tine dacă nu te duci să le spui ce ai, ce oferi, ce adică n-au cum să vină să prezinți. Vadă dacă nu bineînțeles. Te duci să le spui ce pot să vadă. De fiecare dată, cei de la ANT încearcă să găsească soluții și parteneriate ca să facă aceste târguri cât mai atractive. E o bătălie acolo, ce fotografie frumoasă, este domnul Călinoiu, în ea domnul Bogdan Mazuru, ambasadorul României la Viena în partea dreaptă, și domnul Simion Giurcă este reprezentantul Autorității Naționale pentru Turism la Viena. Spune aici că domnul Giurcă este un vechi profesionist în turism, unul din cei mai pricepuți oameni de turism, nu numai din România, el este și șeful corpului turistic din Austria. În Austria există un corp al specialiștilor în turism. Și domnul Giurcă este recunoscut, dacă vreți, pe plan internațional pentru
abilitățile pe care le are în acest domeniu și pentru experiența pe care o are. Și acolo avem reconstituirea casei Țărănești? Da, m-am discutat cu domnul Giurcă înainte de participare și am făcut așa un plan cam cum să concepem acest stand al României ca să fie foarte atractiv. Și atunci i-am trimis fotografiile de la București, unde a văzut construcția pe care am făcut-o noi acolo, acea căsuță tradițională, mă rog, ideea de casă, că nu este... Reconstituirea ideii unei case sărănești. O sugestie și i-a plăcut foarte tare și a spus hai că o facem și la Viena și încercăm să creăm cumva spațiu țărănesc din tindă și din curte, să gândim, regândim și să le prezentăm șezătoarea din satele românești, Claca și așa mai departe. Aici, asta e o fotografie foarte interesantă, dacă putem să o ținem un pic, puțin pe ea, da? Pentru că în ea este doamna Monica Palatkova, prima din stânga, cum vedem noi, doamna în negru. Da, este directorul general. Noștri, da, este directorul general al CEH Turism. Cehia e o țară parteneră în ceea ce privește relațiile de turism. Este acolo domnul Giurcă lângă dânsa, este domnul Martin Roy, care este CEO-ul companiei care organizează acest târg. Este domnul Wilfried Haslauer, care este prim-ministru landului Salzburg. Și domnul Harry Kopietz, președintele Parlamentului landului Viena. Deci sunt, aș spune, personalități de top din politica austriacă și cu mare plăcere. Bine, la standul nostru. Nu, au trecut pe la toate standurile, au vizitat toată expoziția, dar s-au oprit poate sau parcă un pic mai mult la noi, atrași fiind și de muzică, și de costume, și de căsuță, dar și de meșterii populari care lucrau acolo ca la Clacă. Îi spunem, cred că sunt și în fotografie, îi spunem pe toți. Da, au fost oficialii care au deschis expoziția și foarte încântați să descopere această casă. Iată ce primire cu plosca! Asta am făcut acolo, până la urmă nu am inventat nimic, nu le-am scos din joben cu hocus-pocus, pur și simplu ne-am dus cu tradițiile noastre și am spus la noi, la vizitatori, ci la oamenii care vin în vizită, li se dă plosca, să guste. De bine ați venit. Iar acolo în stânga, costumat în costum popular, domnul director Porumbel, domnul director Porumbel, care a fost de la acolo Doina un jolly joker, un factotum. Domnul Porumbel e un profesionist desăvârșit și pe lângă felul în care manageriază dânsul ansamblu, este și un foarte bun comunicator și un foarte bun interpret, ca să spun așa. Da, culmea, sau al... că joacă foarte bine la acele scenete pe care le creează împreună. Știi ce face? Nu joacă, nu le joacă. Le simte, le trăiește, le reconstituie, nu le joacă. Hai să mergem la altă imagine. Sunt fotografii de la stand. Standul României a avut două componente. A avut această componentă tradițională, partea din spate, să spunem, a standului, sau una din părțile standului, că nu era față și spate neapărat, și aceasta era zona de business unde erau descurile, birourile participanților, pentru că au fost destul de mulți participanți din țară. A fost Alba Iulia, a fost Sibiu, Brașovul, Oradea, Timișoara. Sunt oameni care se duc de mult la târgurile astea de turism. Noi le descoperim cumva acum aceste târguri internaționale de turism. Anul trecut am fost la târgul de turism de la Berlin. Prima participare? Cred că a fost prima participare internațională la un târg de turism. Înainte de a veni la Consiliu, se lansase acel program minunat de altfel, care merge și acum că e în sustenabilitate, redescoperă Gorjul. Da. Cu participare la târgurile naționale.
de la București, de la Romexpo. Foarte bun programul. Ne-a scos, ne-a făcut vizibilitate națională. Dar și acestea sunt importante. Am discutat foarte mult cu specialiștii din turism. De 2 ani de zile fac lucrul ăsta. M-am aplecat mai mult asupra părții de promovare în turism și au spus, dom'le, trebuie să aveți vizibilitate maximă și pe plan național și pe plan internațional. Da, domnul Coneru de la Bălești. Și aici cu meșterii am încercat să aducem din zone diferite. Domnul Rotaru de la Crasna, da, cioplitorul în lemn. Domnul Coneru de la Bălești, Olar. Da. Filomela, oamenii în jurul lor, nu? Filomela, da, Filomela Tiștere de la Tismana. Și Daciana Ungureanu de la Novaci. Evident, fiecare făcând altceva, lucrând în alt meșteșug, da, dar și ca zone a fost interesant și costumele lor au fost extraordinare, că au fost din zona lor. Da. Păi domnul Coneru a fost vedetă acolo, a fost vedetă în târg, se strânsese lumea, l-au filmat, l-au fotografiat. Copiii se adunau acolo să vadă. E magia asta a roții, a lutului. Spuneam că a fost un târg cu participare internațională pentru că au fost din foarte multe țări. Și nu mai știu de unde era domnul ăsta, dar a fost foarte încântat de fetele noastre de la Doina Gorjului. Cred. A spus că româncele sunt frumoase. Așa e. A fost un mozaic acolo și de costume și de tradiții și de fiecare țară venea să arate ce are mai frumos. Probabil o să revenim la fotografiile de la târg și o să mai vorbim despre ele. Aici suntem la alt eveniment, suntem la comemorarea Mihai Eminescu de la Biserica Ortodoxă din Viena. La bustul lui Mihai Eminescu s-au făcut depuneri de coroane acolo. Chiar în data de 15 de ziua lui Eminescu. În ziua de 15 ianuarie. Noi am fost acolo cu o delegație frumoasă, spun eu. Am făcut și un program pe măsură. Evenimentul a fost organizat de Asociația Mihai Eminescu din Viena, cu care noi colaborăm de 2 ani, suntem pe un drum bun, dânsii ne-au sprijinit foarte mult. Deci, practic... Iată și preoți. Cu dânsii am făcut prima deschidere a Vienei, din punctul de vedere al promovării Gorjului. Sunt fotografii din timpul evenimentului, e un taraf că atât am putut să ducem, că între timp se desfășurau activități și la târg și am rupt așa din orchestra Doinei Gorjului pe cei 4 băieți și pe doamna Maria Loga și am fost la acest eveniment. Este impresionant. Românii care au venit acolo... uite, ăsta este un personaj, este un domn extraordinar de cald. Da, cred că e bine spus și un personaj pentru că e vorba de ambasadorul Moldovei la Viena. Un om de o căldură sufletească inimaginabilă. Un diplomat profesionist, un extraordinar comunicator și el vine tot din presă, a intrat în diplomație din presă. Ei, nu, acum nu putem să facem comparația în sensul ăsta. Nu, facem o paralelă. Da. Dar este un om cu o deosebită căldură. I-am spus personaj pentru că domnul Popov a început să ne povestească la un moment dat, neoficial, am stat de vorbă acolo și înainte de spectacol și după, în cel mai dulce grai românesc-moldovenesc, despre, pe mine m-a emoționat. A început domnul ambasador să vorbească despre Bunelu și Buna de la Chișinău, despre faptul că prima fotografie a dânsului, prima poezie
prima poezie pe care am învățat-o de la Eminescu, întâmplarea a făcut să o spun eu acolo, da, departe sunt de tine, s-a emoționat și ne-a povestit cu emoție episodul copilăriei sale în care a învățat această primă poezie de Mihai Eminescu, departe sunt de tine, mi-a și recitat-o, da, acolo, da. Extraordinar. Deci este un om deosebit, un om deosebit, un diplomat, cum ar trebui să vedem în toate ambasadele din lume. Și aici fac o pauză pentru că domnul Bogdan Mazuru, care este acum ambasador la Viena, iată o întâmplare fericită face să fi fost înainte la Paris în 2012, când am făcut acolo evenimentul Brâncuș, tot cu domnia sa am lucrat pe acel eveniment la ambasada României de la Paris, cu ICOMOS-ul, cu toate personalitățile care au fost acolo, tot un eveniment de promovare. S-a bucurat foarte tare că ne-am revăzut. Cred că au reținut telespectatorii și fotografia aceea cu bustul Brâncuș pe care l-am avut mereu. Da, bineînțeles. Acolo și dânsul foarte plăcut, impresionat, evident promițând că ne sprijină în continuare pentru orice demers. Va fi un alt eveniment cultural. M-am întâlnit acolo și cu doamna Irina Cornișteanu, cu directoarea ICR-ului de la Viena. Da, eu propun să vorbim despre asta după ce terminăm pozele. Da. Ca să continuăm, ce vedem în imagini? Da. Păi, sunt câteva imagini din târg, luate așa pur și simplu, ca să vedeți atmosfera de acolo și felul în care fiecare țară, fiecare companie de turism, fiecare operator încearcă să-și atragă vizitatorii. Deci ăsta era un autocar transformat în bar. Standul Mexicului frumos colorat și foarte atrăgător. A mai fost o fotografie la început cu standul Canadei. Asta este unul din cei mai mari operatori de turism din Austria, Ruefa. Am fost vecini acolo cu ei de stand. Lume bună acolo. Lume foarte bună. Din și turism, asta chiar aș vrea să vă spun, uitați, e un stand mititel, dar voios, al Butanului. Butanul este denumită Țara Fericirii. Da? La ei, avuția, vrem și noi în Țara Fericirii. Gradul, cum să spun, la ei nu se măsoară nivelul de trai în produsul intern brut, nu, ci în nivelul de fericire, da, al cetățeanului. Și vorbesc serios, nu e o glumă. Cum? Nu e o glumă. Dar cum află că nu știu cum îl măsoară. Da, ei știu că oamenii, în funcție de cât de fericiți sunt oamenii acolo, așa merge țara. Deci este o țară deschisă turismului foarte târziu. Ei și în Organizația Națiunilor Unite au intrat după 1980. Turismul e monarhie. Turismul l-au deschis târziu de tot și controlat de stat. Și acum controlează statul turismul în sensul că acreditează câteva agenții de turism care vând circuite în Butan. Este undeva în sudul Chinei, țara, că sunt mulți care nici n-auziseră de Butan, dar îi invit să caute pe internet și să găsească această Țară a Fericirii, Butanul. Fumatul este interzis pe tot teritoriul Butanului. Aoleu. Deci este... Deci fumătorii să nu se E strict interzis fumatul pe teritoriul acestei țări. Pentru că n-ai cum să fii fericit dacă fumezi, pentru că te îmbolnăvești. Au un monarh tânăr și au... țara este așezată așa, deci la poalele Himalaiei, pe nivele de altitudine. Ce frumos. Și găsește acolo și primăvară frumoasă și flori înflorite în același timp și vânt și exact etajată verticală, și geruri cumplite și zăpadă în partea cea mai înaltă a Butanului. Bine, sunt acolo mănăstiri budiste, sunt multe atracții turistice. E adevărat că am scumpicel sejurul acolo. Vă și spun că m-am interesat. Da, chiar m-am interesat. Avea o ofertă 3.000 de euro pentru un sejur de 7 zile. Da, asta cu all inclusive, cum se poartă acum. Ce vedem în continuare? E standul Croației. Am adus aceste fotografii ca să pentru arătăm... a
Cât de mare a fost eveniment. Exact, pentru a arăta participarea internațională. Spania, noi am relaționat cu oamenii ăștia acolo. Adică, România, bănuiesc aici, da, este, după cum arată, deci este nu e un Gorju. Grup de ceterași care a venit în ultimele două zile. Doina Gorju a plecat sâmbătă după al doilea spectacol și au venit acești băieți minunați, cetera, le spune, de la Satul Mare. Iar aici, olarul nostru, bineînțeles, înconjurat de admiratori. A fost o reală atracție, domnul Conero, acolo. Nu se dezlipeau de dânsul și de roata aia magică din care scotea toate obiectele alea frumoase, pe care chiar le-a făcut cadou celor care... E, uite, asta e o fotografie frumoasă de tot. Asta este echipa de fotbal a românilor din Viena, Dacica. Extraordinar! Ei spune, au venit la stand. Au fost foarte mulți români au fost în vizită duminică. Mulți dintre ei au spus că n-au putut să vină în celelalte zile, pentru că au lucrat, au muncit și duminica fiind ziua lor liberă, au venit la stand să socializeze. Chiar au venit mulți români? Foarte mulți. Da? Foarte, foarte, foarte mulți au venit. Extraordinar. Foarte bine. Nu știu, e o comunitate importantă în Viena, sigur, și ea divizată, că discutam cu ei după opinii politice. Normal, ca și în România, da, dar suntem români, nu? Ei, bine, asta era unul din ofurile lor acolo. Iată-l și pe Nea Rotaru, dragul nostru Nea Rotaru, un brâncuș în viață, ca să zic așa, e mare vorba într-adevăr, dar parcă îl vezi pe brâncuș așa când îl vezi sculptând. Da, domnul Rotaru este bine și e și un hâtru așa, adică știu că a fost aici la noi în emisiune. E un haziu așa când vrea, povestește. Studiază. Da, 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 da. Deci păi, poate să vorbească despre formele pe care le încrustează acolo ore în șir, adică nu. Și poate să reconstituie, chiar are reconstituită casa țărănească în miniatură, dar funcțională. Venise un domn arhitect român stabilit în Viena și cred că 3 ore nu s-a dezlipit de lângă domnul Rotaru de acolo, da. Cât au putut să discute. Da. Asta spuneam despre... Mă bucur tare mult că l-ați luat. Spuneam despre... Domnul Bratu s-a ocupat de partea asta cu meșterii, Școala Populară de Artă. Încet, încet vreau să menționez și instituțiile. Da, asta era zona office. Acolo în fotografia aia domnul ambasador. Da, asta erau discuțiile de la standuri. Domnul Bogdan Mazuru a trecut pe la fiecare expozant, a stat de vorbă, i-a încurajat pe fiecare, mă rog, i-a întrebat. A fost o experiență foarte bună pentru noi, foarte bună. Deci am avut în prima seară, noi am ajuns acolo miercuri și am intrat în program, deci a fost infernal din punctul de vedere al programului. După 12 ore cu autocarul pe drum, am ajuns la Viena dimineața la ora 9 și am început să descărcăm materialele, toată nebunia aia pe care ați văzut-o acolo. Seara. Păi nu era... Nu, trebuia să ajungem cu o zi înainte de a se deschide târgul oficial, cât mai de dimineață, ca să putem să amenajăm. Că noi am avut nevoie de mai bine de o jumătate de ca zi. Ca să construiți o casă. Nu, casa n-am construit-o noi. Casa a făcut-o o firmă din Brașov. Am găsit-o construită. Când era deja făcută când ați ajuns. Da, când am ajuns acolo, noi doar am completat-o. Asta spuneam, programul a fost infernal și după ce am reușit să terminăm cu amenajarea standului, domnul Giurcă ne-a luat la ICR la o întâlnire profesională din asta, unde ne-a dat niște informații absolut de nescăpat pentru cei care lucrează în domeniul turismului. Abia aștept să fac prima întâlnire cu Asociația Acasă la Brâncuș și cu operatorii de turism de la noi, ca să pot să le împărtășesc aceste date pe care le-am obținut despre piața din Austria. Domnul Giurcă, spuneam, este un mare profesionist și vine și cu datele, dar în același timp are grijă să spună, domnule, nu vă luați întotdeauna după statistici, pentru că nu întotdeauna aceste statistici reflectă
realitatea. Corect. Sunt, de multe ori sunt niște cifre și atât. Și nici alea nu știi dacă sunt corecte, pentru că, mă rog, unele se fac pe sondaje, altele pe niște date care pot fi interpretate în fel și chip. Aici e ca la contabilitate. Un contabil bun poate să te scoată ori pe pierdere, ori pe profit. Deci indiferent cât lucrezi. Să am avut acolo două elemente care într-adevăr au suscitat interesul. A fost bustul lui Constantin Brâncuș și mărul de aur. Pentru cei care n-au știut, mă rog, veneam să ne întreb dacă e de vânzare. Am spus că nu e de vânzare, pentru că e un trofeu mult prea important în turism, care se ia o dată în viață. Da. Adică un oraș. 4 și unul e Târgu Jiu. Da, și unul e Târgu Jiu. Unui oraș îi se acordă o dată în viața lui de oraș acest trofeu. Știi că după Târgu Jiu l-a luat Moscova. Iauzi. Da, anul trecut, noi l-am luat în 2014 și anul trecut l-a luat Moscova, mărul de aur. Aici deja venim la... Nu, aici sare. Este seara românească, unde domnul Călinoi a făcut un adevărat comitet de primire acolo, dânsul a fost... I-a primit pe absolut toți invitații la intrare, s-a desfășurat povestea la Traveler Magazine acolo... un stand, mă rog, dedicat acțiunilor de genul ăsta. I-am primit cu pâine și sare, s-au simțit oamenii bine, toate decorurile au avut insemnele gorjenești, poarta sărutului și standul României a mers pe ideea asta, vino acasă la Brâncușcă, de asta și titlul ăsta este frumos, că până la urmă a surprins și România la modul general, dar Gorjul în mod special. Eu, poate că dacă spun eu lucrurile astea, lumea zice aia, să laudă, că da. Că doar da, a organizat. Că da, că să a trebuie să laude. A fost un proiect, spună că a fost bine. I-aș invita doar să vadă postările celor din Austria. Am distribuit niște postări ale unor operatori de turism din Austria care au participat și la seara românească, au venit și la stand, care au fost extraordinar de plăcut, impresionați. Și nu numai atât. Și iată câtă lume nu bună numai atât. Acolo. Ne-am reîntâlnit cu domnul Wolfgang Reindl, care este proprietarul SAP Turism, și cu încă 4 agenții, dar l-am menționat în mod special pe domnul Reindl, pentru că el a fost un adevărat ambasador al nostru acolo în Austria, a polarizat toate firmele pe care le-a... Asta aici am fotografiat doar ca să vedeți afluxul de vizitatori. Deci asta era la intrare dimineața, cred că foarte de noapte, când într-o dimineață. Zeci de mii de oameni au fost acolo. Zeci de mii de vizită. Poate chiar mai mult. Cred că e posibil să fi fost mai mult de 100 de mii. Nu știu, n-am luat toate datele. Toată nebunia asta de organizare. E impresionant, într-adevăr. Bun, începusem să vă povestesc despre programul pe zile. Înainte de prima zi de deschidere a târgului, deci am făcut acea seară cu domnul Giurcă, extraordinar de instructivă și de informativă. Am avut o întâlnire la fel de plăcută cu directoarea ICR-ului de la Viena, cu doamna Irina Cornișteanu. Am discutat despre evenimentul pe care Centrul Brâncuș din Târgu Jiu, că am vorbit și cu Doru Strâmbulescu astăzi, urmează să-l facă la Viena, în programul lor, în proiectul lor. În fine, a fost o seară mai mult decât agreabilă și de instructivă. Și a doua zi dimineața a fost deschiderea oficială, cu toți acei domni pe care i-ați văzut acolo, cu ambasadorul, cu oficialii austrieci. A durat povestea asta undeva până în jurul orei 13 și pe urmă, după partea asta oficială, a început, din punctul nostru de vedere, nebunia, ca să spun așa. Doina Gorjului a avut 2 spectacole pe zi la scena târgului, acolo unde au performat toate formațiile, grupurile din toată lumea. Toate țările invitate, hai să nu spunem cam toată lumea. Cam câte țări invitate? Nu știu datele astea statistice, chiar n-am avut timp să le iau, dar publică, ei pe ferie în mese publică
după eveniment, și numărul de bilete vândute, și țările participante, și dau o statistică, dau datele oficiale ale evenimentului, chiar o să intru mâine să văd dacă le-au pus, dacă i-au numărat pe toți, au terminat de numărat. Și participanții, dacă e interesant. Și să vedem, da. Deci Doina Gorjului a avut zilnic câte două spectacole la scenă, plus spectacolele de la stand, aparițiile astea, animația de la stand cu hore, cu sârbe, n-au stat fetele alea săracele și băieții dansatorii și instrumentiștii, n-au stat mai deloc așa. Adică, normal că nu puteai să ții în priză de dimineața de la 10 până seara la 6, dar chiar au muncit, nu așa, au muncit ca la nuntă, nu, ca la o nuntă de 3 zile. Da, ca la o nuntă de 3 zile. Cum era odată. Exact. Câte zile ați stat? Cât a durat? Joi a început târgul și s-a terminat duminică. Eu am venit azi dimineață la 7 de la Viena după 12 ore de drum. Da, am apucat să dorm 2 ore astăzi. Și Doina Gorjului, nu, hai să ne înțelegem. Eu am organizat. Nu, a fost o echipă care s-a ocupat de toată povestea asta și aici hai să-i spunem pe toți acum. Așa cum și tu m-ai felicitat pe mine și eu am zis împreună cu echipa. Bun, noi de la Consiliul Județean am coordonat, într-adevăr, toată povestea asta. Dar a fost Școala Populară de Artă care s-a ocupat de partea de mește. Deci fiecare a contribuit cu ce a avut mai bun. Doina Gorjului, ansamblu care se vede, de fapt, în fotografii ce a făcut, și cu domnul director Porumbel, care a fost acolo, a fost Muzeul Județean și domnul Hortopan, șef de delegație, domnul director Hortopan acolo pe Metereze și dânsul, cu partea de obiecte de patrimoniu, logistică, nu cu obiecte de patrimoniu, au fost cu mostre, ca să spun așa, au venit cu partea interioară de la căsuță, mesele tradiționale, scăunele, nu sunt obiecte de patrimoniu în sensul juridic al cuvântului, adică sunt obiecte de patrimoniu spiritual, adică obiectele tradiționale, hai să le spunem așa. Au fost niște manechine foarte frumoase îmbrăcate cu ei vechi, le-am luat de la domnul director Cepoi de la Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. Adică toată lumea a participat cu câte ceva la acțiunea asta ca să fie reușită. Aici vreau să spun cu asumatul risc că plătesc eu cele 10 secunde de publicitate, dar nu pot să nu mulțumesc cuiva, pentru că a fost la mare înălțime domnul Nicu Crețu. Și trebuie să-i mulțumesc. Și restaurantul Rebecca, pentru că dânsii au fost... Odată ce au contribuit la acest eveniment... Pe seara culinară, că și asta e o componentă esențială a turismului. Nici, poate că noi, lumea în general, așa, oameni, nici nu ne dăm seama cât de importantă este promovarea culinară a unei țări, a mâncărurilor. Ne spunea Simion Giurcă acolo, dom'le, sunt câteva repere importante în psihologia consumatorului de turism. Și unul foarte important, că dacă întâi îl interesează unde doarme, cam asta este ordinea. Orice ne punem noi în locul... Eu când vreau să plec în concediu undeva și mi-aleg o destinație pe care nu o cunosc, ce mă interesează întâi? Hai să văd unde dorm, unde stau, unde dorm, ce mănânc. Corect. Deci, și apoi ce vizitez. Da, și apoi ce vizitez, ce frumuseți. Sunt bine, ordinea asta se poate schimba, pentru că sunt oameni care vreau să mă duc să văd... Nu mă interesează, nu știu, dorm în corp. Sagrada Familia, sau vreau să mă duc să văd Turnul Eiffel, sau vreau să mă duc să văd Ansamblul Brâncuș de la Târgu Jiu. Dar ăștia sunt altă categorie. În schimb, majoritatea turiștilor
pun aceste două... Și vor exact. Să se simtă bine. Uite să și dau un rezultat al sondajului pe care domnul Giurcă l-a făcut acum. E o muncă de un an de zile făcută în Austria. Nu singur, făcută cu colaboratori. Și a spus așa, ce vrea în primul rând turistul austriac? Care e prima categorie care vrea ceva de la turism? Și cei mai mulți sunt ăia care vor la soare și să lenevească. Deci asta e exact, asta este noțiunea lor de concediu. Asta e prima lor dorință, da. Să stea la soare și să lenevească. Iată. Și la astea să mai adaugă și altele, să mănânce bine, să fie bine primit. Da, să nu-l coste mult sejurul. Mai e o condiție extraordinară pe care acum am aflat-o. Sunt mulți turiști care spun vreau să plec în concediu, dar vreau să plec dimineața de acasă și după masă să fiu pe plajă, dacă se poate. Adică să da. Aibă căile de transport atât de bine puse la punct, că zboară, că merg cu avionul sau că merg cu mașina, ei așa își doresc. Dom'le, știi, eu vreau să plec dimineața de noapte de acasă, dacă se poate și după masă să fiu pe plajă, da. La Leneveal. Mai avem da. Doar 8 minute de emisiune. Și aoleu, așa repede a trecut. Da. și vreau să băgăm un interviu făcut da, de da, da, voi da, acolo. Da, da. Ca nu, să vedem niște concluzii din afară, nu din echipa voastră, pentru că e clar, voi sunteți subiectivi. Adică voi... Da, putem să fim subiectivi, pentru subiectiv. Că... Hai să vedem da. O părere obiectivă și da, șeful biroului de turism de la Viena, domnul Giurcă, reprezentantul ANT-ului la Viena, dar și șeful corpului de turism din Austria. Ori asta spune multe. Faptul că în Austria e un corp de turism internațional și domnul Giurcă e șeful acestui corp. Hai să vedem. Mă bucur foarte mult că am reușit să conving județul Gorj și Asociația Vino Acasă la Brâncuș să ni se alăture în efortul nostru de promovare a României, să vină ca regiune parteneră în standul nostru. Mă bucur să spun, la terminarea celor 4 zile de târg, că Gorjul a fost la înălțime, că s-a prezentat ca o regiune turistică serioasă, ca o destinație care vrea să aibă o opțiune clară pentru turiștii din Austria. Atât prin partea de informare și promovare turistică propriu-zisă, la descul de prezentarea informațiilor, consultanță pentru turiști, unde au fost prezente broșurile, atât la prispa gorjenească, din partea opusă a standului, Gorjul a fost omniprezent. Am avut Doina Gorjului, care a avut niște spectacole care au încălzit publicul de aici, de la târg. Am avut meșteri populari care au atras în permanență oameni pentru a vedea modul în care lucrează, pentru a vedea operele de artă populară pe care le desăvârșesc. Și mă bucur că, per total, la prezentările noastre, am reușit să indicăm Gorjul ca o regiune, poate mai puțin cunoscută, ca pe o destinație nouă, dar care are multe de oferit. Mergem pe ideea pe care am prezentat-o cu ocazia forumului de turism de la Târgu Jiu, și anume, ideea este că Gorjul trebuie prin prezența sa, prin ieșirile pe piața internațională, să-l susțină pe Constantin Brâncuș, iar Constantin Brâncuș, prin opera sa, prin modul în care este cunoscut în lumea elitelor culturale, să susțină brandul turistic al Gorjului. Deci este o îngemânare care poate să aducă rezultate foarte bune în promovare. Și noi am făcut tot ce am putut sau tot ce trebuia făcut în acest sens prin activitățile pe care le-am desfășurat aici la târg. Mai trebuie spus că Seara Românească, cu focusare pe Gorj, atât în ce privește programul cultural, muzical, folcloric, cât și în ce privește bufetul și băuturile care au fost oferite, a lăsat deja un ecou puternic în rândul specialiștilor, se vorbește deja despre acest eveniment, foarte frumos, oamenii spun că a fost o seară desăvârșită, am discutat cu specialiștii prezenți și ei mi-au confirmat acest lucru. Ca atare, Gorjul a reușit deja să se înscrie în amintirea lor ca o prezență frumoasă. De asemenea, cred că putem spune cu foarte mare bucurie că avem tur operatori care ne-au declarat clar că vor să ofere Gorjul. Primul dintre ei, Wolfgang Riedl, care deja a fost anul trecut în Gorj și care cunoaște
oferta turistică a Gorjului, a promis la microfon în deschiderea serii românești că ar vrea, își dorește foarte mult ca în acest an, cel târziu în septembrie, să treacă pe Transalpina și să ajungă în Târgu Jiu cu primul grup, cu primul autocar de turiști austrieci. Mai avem și pe academici Reise dinți care s-a arătat, academici Reise referat, și mai sunt și alți turoperatori, cu am discutat împreună cu cei de la Gorj și cu Kneisel Turistic. Sunt convins că în timp, asta înseamnă 2-3 ani de zile, va exista pe piața din Austria o ofertă în cataloage a județului Gorj, a regiunii Gorj, cum am prezentat-o noi aici, ca pe o regiune care ea în sine are ce să ofere. O destinație turistică nouă și cu un viitor foarte bun. Eu țin să mulțumesc pe această cale tuturor gojenilor pentru ceea ce au reușit să facă din județul lor, echipei care a fost aici, începând cu Doina Gorjului, începând cu toți membrii echipei, cu meșterii populari. Să-i mulțumim domnului președinte Ion Călinoiu pentru că a fost alături de noi, pentru că a susținut cu toată încrederea acest efort și acest demers, și sunt convins că lucrurile vor merge înainte, că s-a început o promovare internațională a Gorjului care va continua. Ne dorim ca anul Brâncuș, adică 2016, să fie un an cu prime rezultate turistice bune și sigur că este de datoria noastră, ca Autoritate Națională pentru Turism, să sprijinim aceste eforturi, să le susținem și să facem tot ce e posibil ca ele să fie încununate de succes. Multe salutări la Gorj, le doresc gorjenilor un an bun, un an cu rezultate bune, să aibă încredere în brandul lor turistic, care este în plină construcție, în plină confirmare și pe care ne dorim împreună să-l consolidăm pe piața turistică internațională. Mult succes! Responsabilitatea a fost foarte mare acolo, pentru că probabil s-a văzut că erau costume din diverse zone ale țării. N-am fost numai Gorj acolo, am fost România. Corect. Adică tot ce s-a întâmplat acolo s-a întâmplat în numele țării. Asta a fost, până la urmă, asta a fost mesajul. Dar cu accent pe județul Gorj. Că și prezentările pe care le-a făcut domnul Giurcă, a făcut 6 prezentări în 3 zile. Prezentări însemnând în fața specialiștilor din turism din alte țări, care au fost acolo interesați de români, de destinația România și de ce pot să vadă. Că au făcut prezentări generale, adică a vorbit despre România la modul general, dar cu accent pe Gorj. Și prezentările dânsului s-au încheiat cu această destinație secretă, cum i-a spus dânsul, destinație nouă, și acum vă recomand în România o destinație nouă, o destinație secretă, unde găsiți peșteri, zamolxis, brâncuși, munți, în fine, e mult de povestit, dar cred că o să apară toate ecourile astea. Și ce mi-aș dori într-adevăr să facem anul ăsta, suntem să facem caietul de brand. Deci asta, da. Chiar mi-aș dori să putem să facem lucrul ăsta și să iasă cel puțin la înălțimea filmului de prezentare, care iar a fost făcut un mare anul trecut. Da, a fost. Fiecare până pas la a urmă, fost important. Da, nu degeaba v-a invitat. Nu, pașii au fost făcuți foarte bine. Deci ei fac parte dintr-o strategie a Consiliului Județean pentru dezvoltarea turismului ca alternativă economică. Păi, tocmai așa, deci demersurile spune... astea n-au început nici cu mine, că eu am venit aici de 2 ani și nu se vor termina. Noi. Ei sunt pași de echipă făcuți în timp. S-a început cu Redescoperă Gorjul, s-a continuat cu filmul, cu Salvamontul, care a fost... Deci sunt integrate, e un concept integrat de promovare, unde intră toate, până la urmă, toate instituțiile care țin de Consiliul Județean, specialiștii și acum de... anul ăsta, practic, mai adânc, sau deci la jumătatea anului trecut, Asociația Acasă la Brâncuș. Trebuie să încheiem, da. Și asta este și concluzia telespectatorilor. Spune cineva, s-a oprit așa, spune cineva felicitări pentru emisiune, altcineva felicitări pentru participare și altcineva putem avea locuri de muncă în turism.
Vai de mine, la dar... se referea, da, într-adevăr, alternativă economică la partea industrială. Aș vrea odată, ok, aș vrea odată să facem o emisiune nu pe evenimente, să discutăm strict despre turism. Nu ne ajunge o emisiune. Nu, ne ajunge și să mai chemăm și să mai chemăm oameni ca să discutăm. Eu partea mea, deci eu lucrez de 5 ani în relații internaționale, spun că n-am avut eveniment mai greu ca asta până acum. Deci poate la altele cel mai greu lucru era să mă duc cu mașina până la București să iau avion. Deci, dar ăsta a fost un eveniment foarte greu. Deci am spus asta că nu sunt specialist strict în domeniul turistic, în produsele turistice neapărat. Deci practic jobul meu e de promovare iată cum se face. Turismului. Și aș chema niște oameni specialiști în turism să spună care sunt necesitățile în Gorj și cum să le explici oamenilor că se pot face bani din turism. Clar, se pot face bani frumoși. Din turism, iar noi ne-am hotărât și facem asta de mult timp, reportaje în Gorj, acolo, în frumoasele zone turistice. Mi-aș dori să avem timp să facem cât mai multe. Astă vară am fost pe Transalpina și am făcut un reportaj care a și câștigat un premiu. Bravo, felicitări! Pentru promovarea Gorjului. Un premiu la un festival de film. Știi cât de fericit am fost iarna asta când, așa, în ultimul moment mă hotărâsem să mă duc de Revelion la Rânca, să sunt plecat de Crăciun și l-am sunat pe domnul Pănescu. Da. Așa, cu președintele asociației din Rânca. Și domnul Pănescu, zic, vreau să vin și eu 4 zile, stau 4 nopți acolo. Nu mai. Și aici n-am nicio șansă. Am vândut din octombrie tot. Deci a fost, Rânca s-a spus că a fost 90%. Nu eu că a fost 140%, adică s-a dormit dacă, pe jos. Păi nu, că s-a dormit și neoficial, adică hai să spunem lucrurile astea. E clar că sunt unii care au și dau factură că așa se întâmplă și mai sunt și alții care mai cazează și ei așa pe prietenie, nu spun că lucrează la negru, dar de asta spun că a fost un grad de acoperire. Și am fost fericit pentru că știu că asta s-a datorat și promovării pe care au făcut-o colegii cu Redescoperă Gorjul și promovării pe care am început-o noi în 2014 cu Vino Acasă la Brâncuș, conferințele de la București și conferința de aici și târgurile și târgul de la București Viena, și toate astea. S-a încheiat emisiunea. Nu, mulțumesc. Gata. Am ieșit din emisie. N-am ieșit din emisie încă, din fericire, dar acum trebuie să ieșim. Mă gândeam că ai un regizor dur, așa că... Regia. Da. Dragi spectatori, mulțumesc pentru atenție, mulțumesc Ovidiu Popescu pentru prezența în studio și mă bucur că, iată, faceți ce trebuie pentru ca turismul să își aibă locul lui în Gorj, pentru că avem un județ extraordinar de frumos. Mulțumesc! Mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, la revedere!